Bine v-am regăsit la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și astăzi mi-am propus să aflu mai multe lucruri despre ce sunt emoțiile, ce înseamnă ele și câte tipuri de emoții sunt. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe Marlena Ionescu, psihoterapeut. Bună, Alex! Ce sunt emoțiile, Marlena? Eu le spun copiilor că emoțiile reprezintă modul în care ne simțim atunci când suntem fericiți, triști, supărați, speriați. Deci o varietate de stări pe care o avem și pe care o simțim în corpul nostru. Ok, ai menționat câteva dintre ele, fericiți, triști, supărați. Deci sunt și emoții pozitive și emoții negative. Sau cum să le încercăm să le clasificăm în vreun fel? Da, ele se pot clasifica așa în funcție de starea pe care o simțim în corp atunci când simțim o anumită emoție. De exemplu, atunci când vorbim de stări neplăcute, când ne simțim inconfortabil, putem spune că sunt emoții negative. Când ne simțim bine, putem vorbi că avem emoții pozitive. Ok, și ce face cu cele negative? Pentru că de multe ori am văzut chestia asta și între adulți, dar mai ales la copii. Vedem un copil că este supărat sau frustrat, întrebăm de ce este așa și încercăm să-i distragem atenția de la a fi în felul ăla, când, de fapt, orice am face noi, dacă simți acea emoție, nu prea ce să faci, nu? Bineînțeles, emoțiile sunt în noi, nu există emoții bune sau rele, ele sunt așa cum sunt. Eu le spun copiilor care vin la atelierele mele faptul că o emoție, să facă diferența între o emoție negativă, de exemplu, între furie și între comportament. Furia este ok, o avem cu toții, vorbesc despre faptul că toți oamenii au emoții și bebelușii și bunicii și adulții și ei și faptul că există această emoție în noi, mai departe depinde ce răspuns, cum răspundem noi atunci când avem o anumită emoție. Deci să facă diferența între emoție și comportament. Când mă simt furios, ce este ok și ce nu este ok să fac, cum este ok să mă comport sau nu. Și aici, practic, trebuie lucrat. Deci cum nu este ok și asta știm că este un lucru de lungă durată. Ce înțeleg eu este că emoția există, indiferent ea apare sau nu apare, deci nu avem cum să controlăm chestia asta, dar ce putem controla asupra ceea ce putem lucra este comportamentul. Și aici trebuie să încercăm să educăm pe copii. Dacă mă întreb pe mine, trebuie să educăm și pe adulți, dar e o discuție în care dacă intrăm nu mai ne oprim. Deci putem să educăm pe copii despre comportamente și să ne asigurăm că ne înhămăm la un drum lung, că nu este rezolvând de pe o zi pe alta chestia asta, nu? Da, sigur că da, este un antrenament. Acum, eu am observat că sunt copii care se nasc cu o inteligență emoțională deosebită și copii cu care ne este mai ușor să lucrăm, dar și copii care ne pun în dificultate și ne pun în dificultate poate pentru că și noi ca adulți avem ceva de lucru cu noi în anumite privințe. Marlena, mulțumesc frumos! Doamnelor și domnilor, ați auzit-o pe Marlena, emoții avem cu toții, important este cum ne comportăm în urma acestor emoții și dacă vorbim despre copii, cum îi educăm pe ei să aibă anumite comportamente în anumite situații. Nu uitați că puteți asculta toate emisiunile Meditații pentru Părinți pe site-ul itsybitsy.ro și mai ales nu uitați să spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunați sunt. Pa, pa!